semne, cum a lasă subesarul. A fost, n-a dat până la secție de poliție, a luat la jăbăie, am intrat și a dat în dubăsare, marge în dubăsare. Robert. 27 de ore, da? 27 de ore. Dumnezeu tot ține cu noi, nu puteam vedea. Puteam vedea data când am tăiat, era chiar doamne. Le pun arma în mâna proștilor. Da, dintr-o parte, da, așa ies, fiindcă nu pot să-mi pus ca lumea. Cu noi eram cam palmă. Eram foarte aproape de ei, foarte aproape. Distanță foarte mică. Undeva la 25-30 metri. Cred că s-a numit unul mai slab de fire. Țărancele, cum vedeți, refuză să fie filmate chiar și de frații lor din dreapta Nistrului sau din dreapta Prutului. Se tem să nu fie recunoscute de gardiști, care ar putea mai apoi să le omoare pentru colaboraționism. E o tradiție veche rusească. Încă din 1812 și până nu demult, basarabienii erau obligați să renunțe la frații și surorile lor din România. Acum sunt obligați transnistrienii să renunțe la frații și surorile lor din Basarabia. Ținem. E cel mai mult pierdere au ei. Dar ei totuși sunt pe pământ străin. E, da. În orice caz, e pământ străin. Înainte de Paște, a fost părintele Rafael de la biserica din Nicurin, din răunul Droghe. A fost o sfințită trășeile, o sfințită bunelui. Și mai în toată săptămâna vine câte un părinte de la o biserică sau altă. Și ne simțește aici, mai scurt, faci rânduielile care trebuie bisericești. Ne simțim mai ușurat, da, mai ușurat, binișor, mai susține totuși, mai trage și noi ieși. Trebuie că înainte, ca cum era comunist, nu precredem noi în Dumnezeu, cum faci. Dar acum crede, multe vreme încă, dar nu cred. Cred într-adevăr că este așa ceva, o putere de sus și ajută în aseana. De pe Dumnezeu ca voluntar, așa, de pe 28 martie, mă, aici acum ca voluntar, de cu băieți împreună. Dar multe cazuri voluntari, multe cazuri sunt lupte și a ieșit că dăm credit acolo, nu mai ieșim de efect. Ce populație avea satul? Peste 4.000 de oameni. Și câți au mai rămas? Ei, numai bărbații. Bărbații care sunt curajoși și mieri, care sunt mai... Cât au rămas în sat? Ну, кто стрелял? Стреляли со стороны РОК. Этим был уже убитый старший лейтенант. Кто был убит? Старший лейтенант был убит, командир роты. И очень много ребят, которые убиты были, и местного населения очень много. Стреляли со стороны гвардейцев. И дом культуры вот здесь рядом тоже? Тоже. Все это... Когда это случилось? Дом вот культуры. С домом культуры. Дом культуры тоже на днях они начали бомбить. Они страшно. Thank you.
передал новый. Правый берег, правый рек, но из Йос Рома. Эй, хай, вей, лесем, баталия, гасни шезем, да, гасни шезем, сбем купар, дизин. Дели, делен драку, пи Смирнов, делен драку, пи Маракуц, хай, вей. Cine a murit? Cine a murit aici? Cine a fost omorât aici? De la noi, de la Pels. Cine? Calmațuie, Anatoliu Vladimir. Calmațuie? Da. De unde e băiat? De la Vrajul Pels. Din Pels? Da. Lumea aici stă numai cu o singură dorință, nefiind Nina Andreeva sau alți extremiști. Sunt patrioți și fără răutate de ruși care aici stau. Iată acolo cineva strâng că e destul că de-am zis la frumos. Lumea vrea să știe la dumneavoastră. Când, peste câte ore, ocupanții ruși au să elibereze teritoriul acesta și să ies și armament așa cum trebuie. Peste câte ore, gata, asta e întrebarea. Dumneavoastră nu a spus nimic. Noi știm despre altceva, că domnul Muravski a scălit în martie un document cu Șapoșnikov, că tocmai la 1 ianuarie 1993 au să se cărăbăneze de pe unitatea aceasta. Până la 1 ianuarie 1993, dacă este așa documentul Stălitii Muravski, atunci eu personal nu recunosc așa guvern. Pentru a stabili o oră și ziua, când pleacă ultimul Costaș din unitate din polcul ăsta în 300, astăzi se găsește aici ministrul apărării, domnul Costaș, să așteaptă iată aici sosire generalul Lupincov, care împuternișit să semneze tot ce are de semnat. Este foarte greu. Asta trebuie să apară decretul președintelui, care se pregătește în direcția ce, când situații e agravată și este avestecul vădit armatei Rusiei, a armatei imperiale, noi nu putem să fim, să ne alăturăm de cazurile, de situații care este în ziua de astăzi. Deci, decădem la ce, că armata este în stare de creare, noi ne implicăm în mod oficial, în stare care s-a creat în partea stângă de stângă. Din aceea cauze, din cauza că s-au implicat forțele militare, armata 14 a Rusiei oficial. Și astăzi apare decretul președintelui. Împreună cu Ministerul de Interne, sub conducerea Ministerului Apărării, a să fie implicat în chestiunile cele care le avem noi la stângă. E clar că e foarte greu. Noi încă nu avem aceea ce trebuie. Nu avem biseriași, nu avem pregătiți. Chiar în inima capitalei noastre, la Chișinău, se află dislocate încă de pe timpul comuniștilor trupe rusești aeroportate care sunt înarmate după ultimul cuvânt al tehnicii. O mulțime de obstacole îi pun și nu se întorc în pace. Posibilitatea de a forma totuși crema armata națională pe bază tehnicii care sunt în ziua de astăzi. Nu avem numai tancuri, restul tot ce trebuie în ziua de astăzi să avem pentru a crea armata națională. Ne trebuie cadre, ne trebuie profesioniști, meseriași, specialiști, rezerviști, ofițeri din rezervă, știți dumneavoastră ce prezintă. Ei sunt foarte slabi pregătiți. Deci nu pot să rezolvă problema la momentul dat. Decât din aceea că sunt patrioți, sunt devotați cauza situației. Deci noi rezolvăm problema aceasta, facem pregătire, facem trageri, facem instruire la poligoanele, facem batalioanele care acum se formează. Deci nu putem noi tineri care au 17-18 ani, care acum înrolăm armate, să-i punem, să aducem înapoi să crie. Eu nu pot să-mi permit ca ministrul apărării lucrul ăsta. Asta fie o trădare de față de neam. Și trebuie să răbdăm un pic, trebuie să mai așteptăm până o pregăti armat.